Etapa națională a sesiunii de comunicări științifice ale elevilor de liceu la disciplina geografie va avea loc anul acesta în județul Constanța, comuna Cumpăna. Campusul școlar al Liceului Tehnologic Nicolae Dumitrescu a găzduit festivitatea de deschidere a evenimentului. Aici au fost prezente personalități de profil, precum profesor universitar dr. Steluța Dan, inspector general al Ministerului Educației Naționale și conferențial universitar dr. Marian Ene, Facultatea de Geografie a Universității București. Trebuie să cunoască țara pornind din mediul rural, pornind de aici, de unde, nu întotdeauna, rezultatele sunt de excepție. Poate așa se ambiționează și elevii Liceului Nicolae Dumitrescu Cumpăna și să putem să depășim barierele admiterii la bacalaureat. Festivitatea de deschidere a concursului național s-a încheiat cu un spectacol artistic susținut de ansamblurile folclorice din comuna Cumpăna, elevii Liceului Tehnologic Nicolae Dumitrescu și preșcolarii grădinței Florilor. Concursul se va încheia pe data de 11 iulie cu festivitatea de premiere.